La mijlocul săptămânii trecute, premierul indien Narendra Modi a anunțat intrarea în carantină totală a țării pentru a controla atât cât se poate extinderea pandemiei în rândul celor 1,3 miliarde de locuitori. Știm cu toții că India, în afară de faptul că este o țară atât de populată, este și extrem de diversă ca etnii, religii, nivel de trai, de educație, locuitorii fiind grupați administrativ în 36 de state. În acest context este practic imposibil ca mesajul premierului să ajungă peste tot și mai ales la toată această populație atât de diferită din multe puncte de vedere. În acest context, un ofițer de poliție a avut o idee genială și mai ales foarte creativă. Este vorba de Rajesh Babu, inspector de poliție în orașul sudic Chennai, care a comandat unui artist local o cască specială care arată exact ca imaginea coronavirus pe care o poartă pe cap în timpul exercitării serviciului. Pentru a-i convinge pe oameni să stea acasă, evitând contaminarea cu acest virus, ofițerul de poliție poartă casca, iar oamenii sunt atenți la mesajul lui, mai ales dacă văd efectiv cum arată virusul. Babu se adresează cetățenilor cu un mesaj simplu: tu ieși afară, eu intru înăuntru, și se pare că are mult succes. Odată ce oamenii chiar văd cum arată virusul, dincolo de amuzament și uimire, chiar și cei care fie erau sceptici sau pur și simplu nu știau nimic, încep să ia lucrurile foarte în serios. India are în acest moment 1024 de cazuri și circa 27 de decese conform datelor oficiale.